Lumea ne privește. Înțelege ce se întâmplă în lume și cum ne afectează în mod direct deciziile luate în celălalt colț al globului. Din emisiunea Est, Vest, Rest cu Cristina Liberis. De luni până vineri, de la ora 16:30, numai la Giga TV. Gândim altfel. Din afară poți doar să faci presupuneri. Din afară vezi doar fața vizibilă a evenimentelor. Intră în spatele scenei politice și descifrează faptele chiar din culise. Urmărește-o pe Camelia Spătaru. Înțelege direct din culise, de luni până vineri, de la ora 21, numai la Giga TV. Gândim altfel. A venit primăvara. E adevărat că frigul mai mușcă, însă iarna nu mai are atâta putere. Filmele, dragilor, nu au însă anotimp. De aceea sunt la modă pe orice vreme. Aștepți noutățile cinematografice cu sufletul la gură? Dorești să știi cine a dat lovitura la box office? Cine a încasat-o? Cum se mișcă lucrurile? Ia-ți porția de informații despre filmele tale favorite din emisiunea GTV Box Office cu Valentina Fătu în fiecare duminică la Giga TV. Gândim altfel. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la România o prezent, sunt Lavinia Ștefan și fac un anunț care ne va deruta pe toți complet. Este o emisiune fără nicio regie, doar regia de emisie, bineînțeles, ci doar cu magie. Avem alături de noi un magician, Bogdan Muntan se numește, nu este numai magician, e și actor și regizor. Dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, ce regie ați fi încercat să faceți? Pentru că, oricum, sunt convinsă că totul se va da peste cap și abia aștept. Mi-e un pic frică așa, am nițele emoții cu domnul magician lângă mine, dar să-mi țineți pumnii, să ne descurcăm cum trebuie. Bine ai venit, Bogdan! Sărut mâna, bine te-am găsit! Deja mă uit aici pe măsuța din stânga noastră, recuzita, sunt tot felul de ustensile. Recuzita, da? Magicianului. O sfoară albă, o să o admirăm, da? Toată emisiunea, nu o să folosim. O foarfecă, în cazul în care vrei să te tundem, putem să rezolvăm acum? Dar special, okay. Mi-am lăsat părul așa. O eșarfă roșie, mai... dacă vrei să o agăți. Așa. Bun, și o pungă, pe care sper că o umplu cu bani deci, până practic la sfârșit. Nimic care are legătură cu magia, doar să mai folosim... Un joc de cărți, pentru... bineînțeles, în cazul în care vrei un tabinet, Macao sau orice altceva. Cam atât. Aha, ok, m-am liniștit. Gata. Legat de magie, cam atât. Cum s-a aprins, Bogdan, la tine pasiunea asta pentru magie? Pentru că, uite, eu nu m-am gândit, spre exemplu, când eram mică să mă fac magician. Eu m-am gândit, spre exemplu, când eram mic să mă fac magician, pentru că alor mei le dispăreau tot felul de obiecte din casă și nu știau pe unde sunt. Eu știam tot timpul unde le duceam. Mă rog, pasiunea a pornit în urmă cu 8 ani când l-am întâlnit pe maestru Retaz Matei, în momentul în care am intrat la Facultatea de Teatru, UNATC, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, secția Arta Actorului. Profesorul și coordonatorul nostru de an de atunci, domnul Florin Zanfirescu, ne-a prezentat un mare iluzionist la vremea respectivă, pentru că el nu mai există, a trecut în neființă în urmă cu 4 ani, în momentul în care eu am absolvit institutul, și ne-a spus că dacă suntem dornici și pasionați, putem încerca să pătrundem în misterele și tainele magiei alături de maestru Retaz Matei. Și câți ați sărit? Cui? Câți pic am mii, sărit? Pic mii. Au fost vreo 40 la început, dintr-o serie de 48, parcă, dacă nu mă înșel, sau 56, nu mă știu. Deci aproape unanimitate. Da. Toată lumea a vrut să învețe să facă magii. În momentul în care spui magie, ori
cine vrea să învețe, în momentul în care mai și prezinți un truc, un moment, o rutină, cu atât mai mult oamenii vor dori să știe cum se realizează și mai departe să o profeseze, dacă se poate, să învețe ca să realizeze și trucul respectiv. Problema e în momentul în care te apuci să înveți, parcă nu-ți mai dorești. Devine foarte greu, oamenii au senzația că e foarte ușor. Dar nopțile pierdute, zilele pierdute, numai pentru repetiție, în fața unei oglinzi sau în fața unui grup de oameni care să te judece atunci la cald, devin destul de acide. Pentru că la un moment dat ai senzația că nu mai poți, mai ales când reacția de partea cealaltă, practic a baricadei, adică publicul, mă rog, spectatori, oameni de pe stradă, orice fel de contact, să-l numesc așa, nu e pe măsura așteptărilor tale. Ce așteaptă un magician în momentul în care face acolo unul dintre numerele sale? Ce reacție așteaptă? În primul rând așteaptă un zâmbet. Asta e cel mai important. Dacă a obținut un zâmbet, este foarte bine. După care un bravo, felicitări, îmi place. Niciodată nu așteaptă să fie întrebat cum ai făcut. Asta și asta e întrebarea pe care o pune toată lumea. Asta este întrebarea pe care o pune toată lumea. Cum ai făcut? Sau mai avem o afirmație, pot și eu. Aha. Ok. Fă și tu dacă poți, nu te oprește nimeni. Și? Ți-a demonstrat vreunul că... Au fost câțiva care mi-au demonstrat. Am întâlnit în urmă cu vreo 2 ani un băiat care nu numai că mi-a demonstrat, dar m-a făcut praf. Adică a fost o chestie de genul, ai, ești magician, dar arată-mi și mie câteva. Ok, am făcut câteva chestii. Mai e o problemă în arta noastră. Există mai multe laturi. Ok, magician, iluzionist. Mm-hmm. Dar ce fel de iluzionist ești? Close-up, scenă, mentalist? Pe ce anume te axezi? Mie îmi place mai mult partea de scenă. Îmi place să fiu în fața multor oameni și să prestez în fața lor. Partea de close-up o faci de multe ori de nevoie. Nu sunt specializat pe close-up. Ori persoana respectivă poți era... Poți să ne zici câteva vorbe despre fiecare ce înseamnă dintre fiecare? Ele? Okay, pentru că poate oamenii poate nu știu ce înseamnă. Mentalist? Sună interesant. Mentalist. Mentalistul este o latură a magiei prin care magicianul reușește să influențeze gândurile și situațiile în favoarea lui. Adică eu reușesc să influențez, dacă eu îți spun ție acum să te gândești la un număr, prin cuvintele mele îți voi influența ție gândurile să ajungi la numărul pe care eu îl doresc, de fapt. Asta este un mentalist. Și putem nu exersa? Are puteri, sau? Nu putem exersa acum pentru că nu sunt foarte specializat în zona asta. Aș avea câteva chestii și pe zona de mentalist, dar nu dacă pot să spun că e chiar bucuria așa... mea. Ai poftă să facem șmecheria asta, eu sunt aici, da, prezent. Ca să faci numele de mentalist, de mentalism, îți trebuie iarăși un public format din 5 membri măcar, pentru că interacționezi cu mai mulți oameni. Aha. Și fiecare întrerupere... Deci e mai ușor, înțeleg eu din ce zici, tu să influențezi gândurile a 5 oameni decât ale unuia singur. Exact, e mult mai ușor să influențezi o masă decât un individ 2-3. E mult mai ușor, pentru că sunt interacțiuni la nivel de mase, nu de individ. Oamenii nu mai gândesc particular, individual, gândesc nivel general și atunci sunt toți pe o zonă, ca și gândire, ca și structură. Gândesc într-o anumită direcție toți, că ei deja se identifică la fel ca un grup unit, indiferent că se cunosc sau nu. Și atunci devine mult mai ușoară munca ta. În momentul în care e un individ, să fii sigur că va fi... Exact, pe urmele tale. În fața ta nu un partener, ci mai mult un adversar. Un om cu garda destul de sus, da, care așteaptă să te prindă, să te facă. Nu o să fie niciodată relaxat. Hai să vedem ce poți tu să faci, de fapt. Că oamenii privesc și mentalismul ăsta ca pe o zonă paranormală. N-are legătură deci cu paranormal. Nu e nimic paranormal în... Pentru că mentaliștii știu că iau tot felul, bă, o monedă, o brățucesc, o învârt, o coadă de lingură. Am mai văzut și chestia asta. Sau nu intră în mentalism? Intră în mentalism. Intră toate în zona iluzionismului. Deci toate sunt laturi ale iluzionismului. Nu știu dacă pot introduce îndoitul unei lingure în zona de mentalism, mentalism sau pur și simplu iluzie. Iluzionism, magie, scenă, poți să faci numărul oriunde, atât close-up, atât scenă, deci nu știu dacă genul ăsta de rutină o pot introduce strict la categoria mentalism, deși, din punct de vedere al artei, e clasată ca fiind număr de mentalism.
Dar până la urmă e o iluzie. Nu am influențat în niciun fel, dar... Doamne, mi se pare absolut fabulos. Adică să faci o masă de oameni să creadă că tu să chiar creadă... ai îndoit o lingură, da. Când tu de fapt... Cu puterea minții, cu puterea aici minții, cu... intervine factorul. Felicitări pentru felul în care branșa voastră, Bogdan, a magicienilor, mentaliștilor, iluzioniștilor, își păstrează de ani, de sute, mii de, mii ani. De ani. De mii de ani. Acest secret. Pentru că în alte meserii s-au mai diluat secretele. Să știi că la să... voi nimic, nimic nu știm, nu? Nu știm și noi, nu știm nici măcar că nu să vrem o monedă, se poate așa ceva. Nu știm că nu vrem. Îmi pare foarte rău că n-am venit pregătit astăzi de mentalism. Pentru că se pot îndoi monede, se pot îndoi linguri, se pot îndoi chei, se pot îndoi foarte multe metale. Putem să facem de rău, fapt, să știi de o... Uite cum o să facem. Ia să vedem. Cred că putem încerca ceva imediat. Mai întâi va trebui să memorez eu foarte repede. Pregătiți-vă, da? Fiți foarte atenți. Cărți. Că poate îl prindem pe Bogdan tot. Nu o să-l întreb cum ai făcut. Bun, foarte important. O să facem un truc, să-l numim, ca să fie un termen comun pentru toată lumea. Uh-huh. Unde am toate cărțile normale, da, diferite, uh-huh, și, bineînțeles, cel mai important lucru, identice pe spate. Bun. Uh-huh. Acum, alege tu, te rog, o carte de unde dorești. Alege o carte de unde dorești. Fără să te uiți la ea. Nu mă uit. Bun. Acum, am să vă arăt imediat ce carte era. N-am să mă uit eu, te rog să-mi spui dacă ai memorat-o. Da. Ok. Ce se întâmplă? Se taie jocul de cărți odată. Nu m-am uitat absolut deloc, n-am influențat absolut în niciun fel. Ia tu jocul de cărți și amestecă-l. Aha. Urmează ca eu să pic de flață, bineînțeles. Nu, ce așteptări aveți? Ai un magician lângă tine, nu prea ai scăpare. Gata, ai amestecat? Da. Ok, uite cum o să facem. Am să te rog să-mi înapoiezi jocul de cărți și o să încerc să-l ascult, iar el îmi va spune exact ce carte ai ales. Ascult și eu, poate auzi eu ceva. Poți să-ți răspunzi, te rog, în gând, dacă era de culoare roșie, era de culoare neagră? Mi-am răspuns. Ok, o să-ți spun imediat, era cumva un... Nu trebuie să-mi spui niciodată ce carte este, trebuie doar să-mi spui dacă era un 3 de caro. Nu. Nu. Mai am dreptul la două încercări? Doar la una. Nu, la două. La două, îți mulțumesc. Ok. 5 de caro? Mai am dreptul Călduț. La o încercare. Călduț? Ok, uite cum o să facem, nu vreau să risc și să ratez. O să iau această bucată de sârmă. Te rog să o verifici și să confirm că este o sârmă este banală. O sârmă. Ok. Ce posturi prindem cu ea? Încă nu știu ce posturi pot prinde cu ea. N-am încercat niciodată pentru această zonă. Însă pot să spun că trebuie să te gândești exact la cartea pe care tu ai ales-o și să-mi spui cumva dacă asta este cartea ta. Mi-e rău. Teoretic, acest măr intră tare în categoria mentalistului. Fabulos! Da, 8 de caro. Fantastic! Asta este... Asta și un acum, de număr... voi n-ați întrebat colegii cum ai făcut? Vrei să-ți spun, fii atentă, de la început, nu, glumesc. Extraordinar, și mă gândeam, zic, aha, a ghicit! A zis pe acolo, deci ceva, nu, ceva... Nu, niciodată. Mentalistul... Fantastic. Bine, eu n-am făcut... prezentarea n-a fost... demnă, să numim așa, de un mentalist. Pentru că eu nu m-am expelat ora asta. Uh-huh. Cred că o să încep ușor, ușor să intru și pe zona asta, pentru că e o zonă plăcută, nu te încurcă cu absolut nimic, să știi câteva lucruri din fiecare latură a artei, a acestei arte. Dar n-am făcut o prezentare demnă de mentalist. Pentru că n-am prezentat numărul prin diferite cuvinte, cheie, etc., etc. N-am încercat să te influențez în niciun fel în alegerea cărții, etc., etc., etc. Multe alte... Nu, chiar m-am dus mai încolo în pachetul de cărți, că zic, a, zic, mă păcălește, îmi dă de aici, de la mijloc, ca să fie sigur, zic, nu, să... Mai încercăm. Deci eu voi fi perseverentă. Oricum, Bogdan, tu ești un om foarte periculos. De ce? Cu toate aceste magii și minuni, actor, da, da, și regizor, regizor, eu mă gândesc că, domne, se plictisește unul sau e unul dintre cei trei mai obosit, oricum sunt ceilalți doi acolo.
Și actorul la predare și la primire. Actorul și magicianul vor fi mereu prezenți. Partea cu regia, de fapt, este latura de fantezie a mea. E momentul în care încerc să-mi las mintea cât se poate de liberă și să visez, de fapt. Asta înseamnă pentru mine a fi regizor, a regiza ceva, a începe și a încerca să visezi într-o direcție stabilită de un scenariu, un text, o situație și să-ți lași mintea liberă, să te eliberezi de orice stres și pur și simplu să ai senzația că zbori. Și așa ai făcut cu piesa de teatru așa pe care ai pus-o de... Nici n-aveam cum altfel numele. Da, fabulos. Chiar vreau să ne povestești. Eu n-am văzut-o, n-am citit nici cartea, dar cred că prin ce o să spui tu o să mă faci ca primul drum după emisiune să îl fac la o librărie, să-mi iau cartea, să o citești și după aia să vin la teatru. O piesă pusă în scenă la Metropolis. Da. Care se numește... Cum m-am lăsat... De... Gândit. Cum m-am lăsat de gândit. V-ați fi gândit? Cum să vă lăsați de gândit? Ne gândim. Cum să ne lăsăm de fumat, de muncit. Da, de tot felul de... Foarte bici. Multe tablouri prezentate acolo în piesă. Mm. Însă, din punctul meu de vedere, un spectacol mai mult decât cum să te lași de gândit. De fapt, îți prezintă niște situații... Avem imagini din piesă în acest moment. Iată, cu Anca Sigarteu și cu Sapro, cu unchiul Sapro. Da. Un cuplu pe care ne e drag să vi-l prezentăm. Nu știm dacă îi cunoașteți pe Anca Sigarteu și pe Sapro în această postură de cuplu pe scândură. Un cuplu, din punctul meu de vedere, foarte reușit, pentru că se completează foarte bine. El vine cu o latură socială, o zonă socială foarte activă, iar ea vine cu un talent extraordinar, care se îmbină minunat pe scenă. Da, ne-ați făcut poftă. Tema mi se pare absolut genială. Cum m-am da, lăsat de gândit. Spectacolul îți prezintă mai multe situații, mai multe... La mine, ai grijă ce spui, la mine nu sună bine, pentru că sunt blondă, deci nu... O să mă opresc. Sper că aici nu te-ai lăsat de gândit datorită culorii părului. Sper că o să te lași, de fapt, sper să nu te lași niciodată de gândit, nici măcar după ce vei vedea spectacolul, pentru că, de fapt, titlul îți spune să te lași de gândit, dar noi nu asta dorim. Adică îți prezentăm niște situații în care poți ajunge dacă te lași de gândit. Uh-huh. Și nu credem că e tocmai bine să ne lăsăm de gândit. Însă dacă vrei să-ți meargă bine într-o societate, uh-huh, trebuie să gândești cât mai puțin, despre asta e vorba. Uh-huh. Cu cât vei gândi mai mult, cu atât vei fi o problemă, un pericol. Oamenii nu vor ști niciodată ce vei spune. De exemplu, acum suntem în direct. Eu pot să spun orice, știi? Și eu. Exact. Dar încă nu ne-am lăsat de gândit. În momentul în care ne-am lăsat de gândit, ne-ar fi foarte bine, pentru că mă uit în jurul meu, văd foarte mulți oameni care, sub o formă sau alta, sunt în pauză, să nu spunem că s-au lăsat, și le merge foarte bine. Pentru că, nemai având probleme psihologice, psihosociale... Nu e vorba o minte odihnită? Nu neapărat odihnită. Nemai având aceste aspecte în viața ta, te poți axa mult mai liniștit pe o zonă de business, pe orice alt Da, și acolo domeniu. Tot... Nu trebuie să sportul, acolo să... Nu, nu acolo intervine șmecheria românului. Inteligență acolo, speculativă. Nu, acolo, da, stai să-i spunem cum se cheamă. Inteligență genetică. Vine... Ancestrală. Exact. Da. Știi, suntem dotați din naștere cu acea inteligență. Cum să șmecherim. Mm-hmm. De-aia ne facem iluzioniști, magicieni, mă rog. Cred că e foarte multă muncă în ce faceți voi. Da, pare uite, pentru noi o șmecherie. Hai dar să-ți prezint, la de exemplu. Este... Ce avem acolo în punguță? Fii, uite, asta vreau să-ți arăt acum, să vezi câtă muncă îți trebuie în realizarea acestui truc. De exemplu, am adus cu mine cel mai rapid număr de magie din lume. O sticlă și o pungă. Se arată punga, este așa, complet goală. Nu o să pot arăta camerei, da, pentru că avem niște pot branduri. Pot să verific eu, ia să vedem. Niște branduri în interior și nu de... Este complet goală. Perfect. Desigur. Se lasă sticla exact aici în pungă, da, și e gata. Este cel mai rapid număr. Vrei să-l fac un pic mai lung? Cum vrei tu, eu sunt numai ochi și urechi să văd, poate prind și eu ceva. Încerc dacă nici de la un metru nu o să prind eu. Încerc să-l fac un pic mai lung.
Am să spun formula magică. Hocus pocus, abracadabra, întorc punga cu gura în jos și sticla nu mai e. Vezi, asta este partea cea mai simplă. Partea cea mai grea este să faci să apară. Spui iar hocus pocus, abracadabra și reapare. Vrei să-ți arăt și cum funcționează? În momentul în care eu întorc punga cu gura în jos, tu nu mai vezi sticla. În principiu al magiei. În momentul în care spectatorul nu mai vede, înseamnă că nu mai e, corect? Dar... dacă te uiți foarte atent, ea tot timpul va fi aici în stick, în pungă. Ce drăguț, putem să facem și noi acasă. Exact. Acum ea nu se mai vede și înseamnă că nu mai e. Acum se vede, înseamnă că e. Acum nu se mai vede, înseamnă că nu mai e și îți propun să continuăm cu emisiunea. Oh. Foarte tare, Dumnezeule, unde este sticla? Dragi colegi, haideți să căutăm. Cred că, Sebastian, tu ai văzut ceva? N-ai văzut nimic? Sau nu spui nimic? Da. Din atâta perechi de ochi, inclusiv perechile de ochi din regie, care privesc foarte atent ce se întâmplă aici, nu știu, văd că... Pentru Sebastian, am un spectacol de iluzionist foarte complex, îl aștept. Ne putem... n-am voie să spun unde ne putem întâlni fiecare săptămână. Nu, vine așa o adresă, așa, o localizare pe hartă, pe lângă... Pe lângă... Plopii fără soț. Pe lângă Spitalul Municipal. Aha. E acolo un locușor unde ne putem întâlni în fiecare joi, unde o să fiu pregătit special pentru close-up. Astăzi am venit pregătit pentru close-up. Mm-hmm. Aveam la mine materiale de scenă, că am avut spectacol pentru copii mai devreme, dar astăzi n-am putut să mă desfășur ca scenă. Deci cum mergeți pe lângă Spitalul Municipal, o casă, da? Pe stânga. Așa, cum adulmecați și cum simțiți în aer miros de magie, exact. Acolo vă este drumul. Bun, Bogdan, îți propun să mai vedem ce mari minunății au mai făcut colegii de-ai tăi de breaslă, ce zici? Ce nume de reper ai tu în nume de reper. Iluzionism la nivel mondial? Sau mentalism, sau close-up? Sau... Nu, hai să vorbim strict de iluzionism. Ok. Nume de reper. Noi s-ar putea să mai fie amestecat borcanele, să știi să că... Să ne amestecăm un pic cu mine astăzi. Da. Ne spui tu, chiar abia aștept să vedem materialul împreună și să ne spui tu unde se încadrează fiecare, că mai aflăm și noi, ne mai și informăm cu ocazia asta. Ok. Cine, ce magii sau numele de... Să vă dau reperul acum sau după? După. Ok, perfect.
Aș fi foarte curioasă, oameni buni, care este preferatul dumneavoastră dintre numerele pe care tocmai le-am văzut. Eu pot să vă spun că preferatul meu este toate, ca să zic așa. Mie mi-au plăcut toate, mi se pare absolut fascinant, absolut fabulos și am aceeași stare de emoție, Bogdan, să știi, de la începutul emisiunii, știind că tu ești aici și cine știe ce se mai întâmplă? Cine știe ce se mai întâmplă? Tot apar chestii. Păi, l-am văzut mai devreme pe David, David Copperfield, făcând câteva lucruri foarte drăguțe. Uh-huh. Și atunci m-am gândit să aduc cu mine o bancnotă de 50 de euro pe care te rog să verifici să-mi spui dacă e autentică. Ca și cum aș fi o specialistă, dar mă pot preface, pot mima bine. Sigur că este o hârtie autentică. Hai să spun autentică. Ce se întâmplă. Să presupunem că asta vine din depozitul BNR, ok? Vin băieți, deci asta e depozit BNR. Vin băieții de la femeie și spun în felul următor: BNR, îmi dă mie 50 de euro, o să spun eu băiatul de la femeie formula magică, hocus pocus, abracadabra, și înapoi, în schimb, a 50 de euro, am să vă dau 10 roni, că doar asta e moneda voastră națională. Ce spune? Ei atunci tot se aplaudă tare, tare, știi? Și zic, se arată mâinile complet goale. Mie nu-mi vine să aplaud, am stat cu ochii acolo și tot nu m-am prins. Cred că așa au făcut bani și băieții de la femei. Mă gândesc că au folosit tot timpul arta iluzionismului. Da, nu știu dacă e nerentabilă afacerea asta, să transformi 50 de euro în 10 lei. Nu. Păi nerentabilă pentru noi. Nu putem să facem și invers. Se pare că nu. Se pare. Eu tot încerc să le spun, se poate și invers. Ei zic că nu, imposibil. Păi acum vine pauza de promo pentru peste noi. Dăm un telefon pe pauza de publicitate. Sunăm la BNR, la FMI și le spunem că avem noi aici omul de legătură. Sigur, omul de legătură care poate transforma orice monedă, cât de prăpădită, orice bancnotă, cea mai mică, în sume, în lire, sterline, în euro. Dar asta după pauză se va întâmpla. Vrei să ai și mai multă grijă de sănătatea ta? Începe acum o cură de detoxifiere avansată a colonului și a ficatului. Alege pachetul Super Detoxifiere, Colon Help plus Liver Help, cea mai puternică soluție de detoxifiere de la Zenith. Fă o cură completă de 3 luni și vei vedea diferența. Primăvara aceasta la un preț super promoțional. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Salut, prietene! Am venit să-ți aduc serviciile digitale ale viitorului. Abonează-te acum la Acta Cablu sau Acta Internet și beneficiezi de 50% reducere pentru primele 3 luni de abonament. În plus, ai abonament gratuit la Acta Telefonie și 20 de minute naționale incluse. Te așteptăm la sediile Acta și la reprezentanții noștri din localitatea ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Din afară poți doar să faci presupuneri. Din afară vezi doar fața vizibilă a evenimentelor. Intră în spatele scenei politice și descifrează faptele chiar din culise. Urmărește-o pe Camelia Spătaru. Înțelege direct din culise. De luni până vineri, de la ora 21, numai la Giga TV. Gândim altfel. Ne-am întors la numerele noastre de magie. Este joia magică. Ce frumos sună. Mi-a plăcut atât de tare ce s-a întâmplat până acum, încât... Vrei să continui? să continuăm, da. Ok. Mai continui cu magie? Așa. Hai să facem o chestie foarte drăguță cu o sfoară. Suntem la mâna ta, Bogdan. Sper că-ți dai seama, nu? Ok. Fii atent. Am adus cu mine o sfoară albă. Așa. Foarte important. Trebuie să o verifici, să-mi spui dacă este normală. Zice, așa pare. Este o sfoară ca toate sfoarile. Acum ar fi tare să încep eu, vă dați seama? Deci până acum să fi stat așa sub acoperire și să încep să trag de sfori, să le... De sfori ai putea să tragi. Da. Dar trebuie să fii în locul potrivit. Okay. Bun, am adus cu mine regulă. Și o foarfecă. Bun. Te rog să verifici și foarfeca. Este... Te poți încerca să vezi dacă taie exact aici. Ok. Bine. Da. Așa, da? Ce drăguț. Să facem prezentările. Măcar să încercăm mai de la spate. Mai de la spate. Punem extensie. Dar și tu ai părul lung, stai puțin. Nu mai așa lung, l-am avut mai lung, acum e un pic mai scurt. Tot de la foarfeca asta se trage? Nu se trage de la foarfeca asta, m-au certat prietenii. Ok. Și nu chiar... Bun. Bun. M-au convins că trebuie să mă tund. Ok. Sunt, vai, ce mi-am dorit, sunt asistenta unui magician. Așadar, okay. Am adus cu mine o bucată de sfoară albă, capătul A, capătul B, Bogdan, foarfecă. Lavinia. Foarte frumos. Se ia capătul B, se aduce lângă capătul A. Se ia bucla formată din capătul A și B, o aduc peste mâna stângă. Taie, te rog, bucla formată din capătul A și B. Să tai între A și B? Da, exact aici, perfect. Acum avem capătul A, capătul B, capătul A prim, capătul B prim. Sus cele două capete sunt egale, jos cele... N-ai tăiat bine. Ne dă cu virgulă. Trebuie să mai tăi o dată. Știam eu că am greșit. Deci de aici, așa? Da, să fie... Ține tu ca să fie egale. Și taiele să... De acolo. Și taiele să fie egale. Aha. Deci cam așa ar veni, ha? Cam așa ceva. Da, 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 pe acolo era. Stai să nu greșesc că... Bun. Odată am ajuns și eu asistenta unui magician. Așa, da. Acum, sus cele două capete AB sunt egale, jos. Ok. N-ai tăiat chiar bine? Ok, uite cum o să facem, ca să nu rămân fără sfoară. O să te rog să spui formula magică. Hocus pocus. Hocus pocus. Abracadabra. Abracadabra. XYZ. XYZ. WQTV. WQTV. Perfect. Și în momentul în care am și suflat peste sfoară, avem sus cele două capete AB egale, jos cele două capete A prim B prim egale. Mai departe, se ia capătul A prim, se aduce lângă A și B. Se ia capătul B prim, l-aducem lângă A, B, A prim, B prim. Se ia bucla formată din capătul A și B, o aduc peste mâna stângă. Se ia bucla formată din capătul A prim, B prim, o aduc peste mâna stângă. Se ia capătul A împreună cu capătul B, împreună cu capătul A prim, B prim și bucla formată din capătul A și B și bucla formată din capătul A prim, B prim, le aduc peste mâna dreaptă. Spune-mi, te rog, până acum ai înțeles? Nada de nada. Ok, atunci îți propun să o luăm de la început. Așadar, am adus cu mine o bucată de sfoară albă. Capătul A, capătul B, Bogdan. Lavinia. Perfect. Se ia capătul B, se aduce lângă capătul A. Se ia bucla formată din capătul A și B, o aduc peste mâna stângă. Ține-te rog cu două degete exact de aici bucla. Da. Și scurtează-o, tai, adică. Așa. Perfect. Deci acum operă de artă fac, exact. Fiți foarte atenți. Ține în continuare și mai scurtează, te rog, e un pic cam lungă sfoara și nu mai. Să mai scurtez? Nu, de aici, dacă și poți. Mai și. De aici, ca... exact. Uite așa. Și tu scurtează că eu verific restul sforii.
Și ce îți propun? Hai să luăm ea ce de la început. Ce se întâmplă aici, stimați telespectatori? Ai rămas cu două bucăți de sfoară. Inegale. 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 Așadar, să facem iar prezentările. O bucată de sfoară albă. Vrei să verifici sfoara, să-mi spui dacă e sfoară normală? Da, deja e dușmanul meu personal, nu cred că okay. E o sfoară normală. Capătul A, capătul B, Bogdan, Lavinia, foarte. Că se ia capătul da. B, se aduce lângă capătul A, se ia bucla formată din capătul A și B, o aduc peste mâna stângă. Taie, te rog, bucla formată din capătul A și B. Hop. Perfect, acum avem capătul A, capătul B, capătul A prin capătul B prin sus. Între cele două capete o să fac un nod. Nodam. După care o să iau capătul din dreapta, o să fac încă un nod. Taie, te rog, exact aici lângă nod. Lângă nod. Așa, feriți degetele. Perfect. O să iau și celălalt capăt. O să fac încă un nod. Da. La fel ca mai devreme, taie, te rog, exact aici lângă nod. Gata, maestre, am rezolvat, sigur că da. Bun. Așadar, acum avem o bucată de sfoară albă cu trei noduri. Da. Foarte ca mai bine o lăsăm deoparte. În cazul în care nu-ți place restul numărului, mai bine stă acolo. Ok. Bun. Ce se întâmplă? Ține tu, te rog, de aici. Da. Colțul ăsta. Ține și de aici. Da. Spune iar formula magică. Hocus pocus, abracadabra, abracadabra, biribici copici, biribici copici, suflă tare aici, perfect, trage tare stânga-dreapta, exact, și în momentul în care ai tras nodul pur și simplu dispare, wow! Același lucru, ține-te rog colțul de aici, incredibil, ține și de aici, da, mă bucur ca un copil, să nu râdeți de mine, magică. Trage stânga-dreapta, mai tare un pic, hopa! Perfect! Wow! Și nodul nu numai că dispare, dar sare. Okay. Ok, ține și colțul ăsta. Da. Suflă peste nodul ăsta. Nu ajungi la el? Nu, rămâi acolo dacă nu ajungi la el, că vine el la tine. Încearcă acolo. Ce drăguț! Eventual îl iei tu acasă și rămâne amintire din partea magicianului. Vai, mulțumesc! Ce amintire frumoasă! M-ai făcut să mă simt ca un copil. Astăzi n-am venit cu flori, din păcate. Vai, ce drăguț! Am și două capete inegale ale sforii. Și mai am aici și eu o frumusețe data viitoare de o să vin făcut cu... de mâna unui magician mare. Da, data viitoare promit că o să fac o apariție de flori. Vrei ghiveci sau vrei copac, flori mici? Cum? Da, copac. Ghiveci sau copac, ok. Da, eu aș putea interpreta atunci vrei plop, piesa pui, cu copacul. Să fie... Eu fac fontul sonor, dacă vrei, atunci. Da. Magia am făcut. Speechless. Să fac și eu ce să mai fac? Rubrica Roz în plic. Are și realizatorul o magie a lui, nu? Bun, nu trebuia să spui asta, pentru că acum spectatorii vor crede că rozul din plic nu e roz. Nu e roz. Nu, e suficient că rozul de pe plic nu e roz. Știu că îl vedeți alb, dar să știți că este un roz pal. Și am compensat înăuntru. Avem întrebări mai ușoare în cel roz, mai încuietoare în cel roșu. Câte 5 în fiecare, iar dumneavoastră, maestre, alegeți. Ce anume să aleg? Partea mai ușoară sau partea mai grea? Partea mai ușoară. Mai ușoară? Bineînțeles, întotdeauna. Noi ne-am obișnuit cu invitați. Eu le prezint. Nu, tu ai avut invitați foarte... Așa, și colegii tăi actori, chiar domnul George Ivașcu a fost aici alături de noi și nici nu a clipit roșu. Deci, ok, roz, da? Îți voi mâna plicul și fără nicio preparație, cum ziceți voi, te voi ruga să extragi întrebările, să le citești cu voce tare, ca să știe și oamenii care ne urmăresc ce ai tu acolo. Cum e să fii meșter într-un atelier de magie, dar ucenic? Meșter. Pentru mine pot spune plăcut, pentru cei din jurul meu, pentru conlocatari, să spun așa, foarte neplăcut. De ce? Colocatarii ce pățesc? Ce pățesc? Dar ce nu pățesc? Toată casa e vraiște. Totul e împrăștiat peste tot. Bine, eu au voie să mai calce pe undeva nu prin prea, casă? N-au voie. Nu te așeza acolo. Nu pune mâna pe masă. Ia mâna, ce-ai făcut? Ce mi-ai stricat ăla? Am voie să fac așa? Am voie să pun piciorul? Nu! Uite, știi cum facem? Perimetrul ăsta este al meu. Tu nu ai voie în el, ok? Păi da, dar stai un pic, că suntem în aceeași casă. Da, am înțeles asta, dar ăsta e perimetrul meu. Știi? Și destul de delicat. Îmi totul imaginam. E împrăștiat. Îți dai seama că fanele care tocmai îți făceau ochi dulci așa prin intermediul sticlei care ne desparte... E dezastru, băiatul ăsta are casa vraiște. Nu ne mai trebuie. Ce să spun? Bun, hai să vedem, poate reîntregim fan clubul cu următoarele întrebări. Ucenic?
cum era să fiu ucenic, cum a fost, de fapt, când am fost ucenic. Am fost un ucenic destul de obraznic. Da? Da. Pentru întrebai, că întrebam tot timpul finalul, nu aveam răbdare să... Știu, un număr de magie, numărul cu sfoara, are și el o prezentare. Da. Nu poți, faci nodurile așa și e gata, suflă, poc, dispar. Trebuie să-l îmbraci într-un fel. Eu nu, mie nu-mi plăcea niciodată când erau lucrurile îmbrăcate, mai bine dezbrăcate decât. Știi, și atunci aveam mereu probleme. Profesorul meu îmi spunea că sunt obraznic. Măi, nu mai fi așa obraznic, mai potolește-te și tu. Iar și vii să-mi pui întrebări? Și mă mai duceam și îl întrebam, dar cu tare lucru cum se face? Păi ia, ai DVD-ul cu ce? Da. Bine, pe vremea aia mai făceam roze DVD-ul din Franța, aveam câțiva prieteni, mă rog. Și mă mai duceam la el să-l tachinez. Uite, cum ăsta, nu știți. Aha. Se uita la mine, zâmbea. Păi, ia zi tu cum se face, exact. Păi de asta am venit, să văd dacă știți sau nu. Păi nu știu cum se face. Și așa practic mi-a dezvoltat gândirea. Niciodată nu spunea cum se realizează un truc. Îți dădea situații posibile. Tu te gândeai și spuneai, cred că e în felul cutare, în felul X. Și el spunea, da sau nu. Sau mai încearcă, sau ești pe aproape, gândești bine. Ca ucenic a fost destul de ok. Dar niciodată nu făceam ce îmi spunea. Trebuia să merg să iau materiale, mă trimitea în tot felul de locuri. Mătase, biluțe, căpăcele, lemne, de la nu știu ce uzine să faci nu știu ce chestii. Și... Practic vă forma oricum pentru meserie, că da, ne forma pe acum, asta, nu? Facem. Umblăm din uzină în uzină. Da. Adică ori ai un buget foarte mare de investit să iei materialul de-a gata, ori trebuie să ți-l construiești singur și atunci umbli din meșter în meșter. Următoarea întrebare. Următoarea ia să vedem. Întrebare. Pentru că aș vrea să le parcurgem. Ai ales întrebările ușoare, deci gata, eu sunt cronometrul. Start cronometru. Ce plăceri sau gusturi artistice vinovate are magicianul Bogdan Muntean? Ceva care să-i contrarieze pe confrații de breazlă sau pe apropiații? Gusturi artistice vinovate? Ceva așa, tot... nu știu, ceilalți să consideră că e dubios. Păi adică asta... să te întrebe omule, păi cum poate să-ți placă sau să-ți displacă da, ceva. Da, tot timpul mi se spune că sunt dubios, că îmi place să-i păcălesc pe oameni și că am o satisfacție enormă în momentul în care oamenii sunt păcăliți și sunt, băi, cum s-a făcut asta? Băi, frate, nu știu, magie. Păi bă, că ți-am florit așa un zâmbet până da, că ai aici victima enormă. Perfectă. Păi doar de asta faci meseria respectivă, nu? Da. Vrei să fii special, să uimești. Și atunci ești un pic, mă rog, iarăși, plăceri vinovate pe care le consideră vinovate, sunt un mare ciocar. Adică? Adică îmi plac cioacele pe scenă, da, glumițele. Bine, alea făcute cum trebuie, acoperite. Nu deșanțate, nu urâte, exact, deci exact, adică, finuțe și exact, elegante. Îmi plac foarte mult, pentru că deschid foarte mult apetitul publicului. Dar... colegii de breasă spun că nu e adevărat. Ok, mie îmi place să lucrez așa și până acum n-au putut să mă contrazică decât ei. Publicul nu. Mai aștept și câteva voturi de blam din public, exact. Nu? Exact, tot timpul. Okay. Trecem la următoare? Nu o să ți le dea nimeni. Da, următoarea întrebare. Despre ce ai spune că e floare la ureche și despre ce că este misiune imposibilă? Pentru mine sau în general? Pentru tine. Floare la ureche să mă plimb cu mașina. E lucru care îmi place foarte mult. Oriunde chiar și prin București? Chiar și prin București. Îți pui muzică liniștit. Înseamnă că tu faci și pe acolo vreo magie. Te vedem acum la semafor și peste 10 secunde, hop! Nu chiar, dar îmi place. Pur și simplu. E un loc în care, sincer, mă izolez. Adică de obicei sunt singur în mașină tot timpul și de multe ori sunt foarte claxonat pentru că îmi zboară mintea, am muzică tot timpul, îmi zboară mintea și sunt în locul sigur. Adică ori mă închid într-o cameră, ori în mașină. Asta mi-este... Mașina dumneavoastră, maestre, la fel, tot felul de minuni, brizbrizuri. Dacă deschid portbagajul, și... dacă ne uităm pe uși, n-o să ne placă ce vedem. În portbagaj am tot timpul vreo două genți și multe alte lucruri împrăștiate. În parcare? Da. Să... Vă povestesc în următoarele emisiuni ce am văzut acolo, în portbagajul unui magician. Oh. Microfoane. Și ce aș spune că e misiune imposibilă? Până la magie mai sunt și microfoane pe acolo. Uleiuri. Misiune imposibilă.
Măi, n-am spus până acum de ceva. Ceva din meseria ta, uite. Din numerele de magie, de mentalism, de alege tu. Din numerele de magie, ceva imposibil. Care ți s-ar părea imposibil? Ai stat așa și te-ai gândit, deci pe ăsta nu știu, nu pot. Sincer, mă uit la numere de iluzionism și, ok, e unul care mi se pare imposibil la ora asta, mai prins. Care? E un număr pe care îl face Copperfield, îmi scapă acum cum se cheamă, o dispariție de domnișoare, două domnișoare dispar într-un mod absolut incredibil. Adică, ce înseamnă dispar? Sunt două domnișoare pe o măsuță, vezi totul prin măsuță, da. Blatul măsuței este atât de gros, 5 cm, cele două domnișoare iau un cerșaf, îl aruncă în aer și nu mai sunt. Asta este partea simplă. Știi care e partea cea mai grea la numărul ăsta? Că individul respectiv, David Copperfield, este un număr făcut destul de curând, nu cred că are mai mult de 5 ani. Ia acel cearșaf de jos, se duce în dreptul unui unei canapele, să zic, dar iarăși este o chestie cu, nu canapea, e o măsuță, o altă măsuță cu draperie, atât de subțire. Ia cearșaful respectiv și dă conturul trupurilor celor două fete, după care trage cearșaful și sunt fetele sub cearșaf. În forma conturului dat de el. Ăla mi se pare, stau și mă uit la el, am idee, dar nu știu exact. Ăla e singurul din meseria mea, că, mă rog, ori mai fi și altele, că n-am văzut tot ce se poate vedea, dar din ce am văzut, aia este o rutină la care mă uit și zic, da, frate, ăsta e cel mai bun. Ce bine că nu-l știe! O să sfârșesc și eu emisiunea chiar aici, pe fotoliu unde am și început-o, că altfel cine știe? Făcea Bogdan un hocus-pocus, abracadabra, și... Și... N-am cearșaf. Dacă avem și o pătură, avem, măcar, un pled... Da, fernuțe din asta se găsesc. Într-o televiziune se găsesc multe. Televiziunile seamănă cu porbagajul. Se găsesc multe? Opa, hai că intrăm în bucătărie. Da. Cam ce se găsește în televiziune? Păi, cam ce se găsește și într-un găsim porbagajul cearșaf, unui... Perne? Nu, în porbagajul magicianului nu găsim cearșaf și perne, sigur, garantat. Pernuțe avem aici de decor, iar cearșafuri, nu chiar cearșafuri, tot felul de draperii care dau foarte bine. Am în, unde? În tot felul de decoruri. Ok. Bun, tu ești actor, magician și regizor. Da. Dacă ar fi să faci un spectacol tribut, te-ar lăsa inima să-l dedici unei personalități din alt domeniu? Cui anume? Din alt domeniu. Tot timpul m-am gândit la un spectacol de tribut pentru profesorul meu, pentru maestrul meu. Nu m-am gândit niciodată că aș putea face un spectacol tribut unei alte persoane, sincer să fiu. Te inspiră și oameni din... alte domenii, inclusiv pentru meseria ta, sau nu din alte domenii îți iei inspirație și din altă parte? Tot timpul ții inspirație și din altă parte, în cazul în care ai de interpretat un rol din zona respectivă. Dar, sincer, nu mă uit la politicieni, nu mă uit la ce se întâmplă astăzi pe TV, nu prea mă uit. Deci, nu știu ce aș putea să spun că... Deci atunci rămâne pentru maestrul tău? Pentru maestrul meu rămâne... Întotdeauna acest va fi tribut spectacol pentru tribut. El. Spectacolul pe care l-am în calcul și în plan de vreo 2 ani și pe care sper să-l realizez la un moment dat, e un spectacol de teatru cu magie, adică teatru de magie, practic. O piesă de teatru adaptată cu numere de magie. Numerele de magie, e senzația că sunt din decor. Nu sunt, nu spui, acum e magie, acum se joacă teatru. Nu. Va fi un mix. Tot. Un mix reușit, un mix cred. In the house. Exact. Da. Sună și foarte interesant atunci... și mă gândesc că dacă l-ai dospit 2 ani, o să iasă o El o e dospit acolo. Și va fi dospit și 10 ani de acum încolo, nu? Asta e problema. Problema e să ajung în punctul în care sunt dispus să sacrific o sumă de bani și un timp pe care să-l dedic special acestui proiect. Iar la ora asta nu pot să mă dedic acestui proiect, pentru că e un proiect în care ai de lucru, cred că vreo 3 luni neîntrerupt și nu-ți permite să faci alte lucruri. Și ca magician, actor, trebuie să trăiești din ceva. Și atunci așa e. Faci spectacole pe care le realizezi într-un timp mai scurt, din care să ai profituri. Ok, în timpul scurt, care ne-a rămas până la finalul emisiunii, Bogdan, ce spectacol facem? Ce spectacol facem? Da. Ce mai prestăm aici? Am adus o chestie foarte drăguță cu mine. Da, stați că pe asta nici nu o văzut. Asta este preferata copiilor. Da, vai. O rățușcă. O rățușcă. 2 secunde, foarte important. Este o rățușcă sau este o gâscă? Uite, te las pe tine să verifici, să-mi spui dacă este rățușcă sau gâscă.
Între timp eu o să memorez, bineînțeles, jocul de cărți. Este o rățușcă drăguță. Nu este o gâscă? Din lemn sau gâscă? Cred că e o gâscă totuși. Sau poate fi și o lebădă, dacă ne uităm. Cred că e o lebădă. Bun. Care a fost odată rățușca cea urâtă. Rățușca okay. Cea urâtă. Ce se întâmplă? Fii atentă. Bun. O să-ți arăt încă o dată jocul de cărți. Vrei să-l amestec? Hai să-l amestec mai întâi. Yes. Trebuie să fiu foarte, foarte atent. Acum mă mai derutează și rata. Bun. Toate cărțile sunt normale. Diferite, ok? Da. Și bineînțeles, identice pe spate. Uite cum să facem. Eu o să amestec ușor jocul de cărți, iar tu va trebui să spui stop când vrei tu. Stop! Stop. Ia-te rog cartea, uite-te la ea, arată-o și colegilor. Gata? N-a văzut nicăieri. Nu am văzut nicăieri, nu m-am uitat. Așa, și acum? Du-te rog cartea înapoi, așa. În poziția asta, perfect. Se aduce restul jocului de cărți deasupra. Se taie jocul de cărți odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori, ultima oară, după care le amestecăm iar foarte, foarte, foarte bine. De obicei lucrez în picioare. Nu sunt obișnuit să lucrez pe canapea. Acum. În general, majoritatea magicienilor încearcă să găsească ei și să ghicească ce carte a ales spectatorul. Eu nu o să fac așa astăzi pentru că am adus cu mine o rățușcă fermecată. Eu știu că e rățușcă. Dar am o problemă, încă nu i-am găsit un nume. Ai tu un nume pentru ea? Să o cheme Lavinia. Rățușca Lavinia? Ok. Atunci, va trebui să-i spui tu în felul următor. Rățușca Lavinia. Așa. Trebuie să-i spui rățușca Lavinia. Rățușca Lavinia. Găsește, te rog, cartea pe care am ales-o. Ia găsește tu, dragă, cartea pe care am ales-o. Și în momentul în care tu i-ai spus, cred că aș fi reușit să o găsească într-un timp foarte scurt. Asta este cartea? Fii atent cum o să facem. O să complicăm jocul. Așa. O să las cartea la mijlocul jocului de cărți și îți spun că de data asta îi va fi absolut imposibil să mă găsească. E rapid, rapid? E foarte rapid. Că suntem pe ultimele secunde. E foarte, foarte rapid. Îi va fi absolut imposibil să mai găsesc pe carte ai ales pentru că o legăm la ochi. Știi? Și în momentul ăsta nu mai vede. Dar dacă o să-i spui iar foarte repede, rățușcă Lavinia, găsește, te rog, cartea pe care am ales-o. Dragă, te rog, mai fă un efort, rățușcă Lavinia și mai găsește odată. Arată cât ești de pricepută. Cum? Am spus că vrea să o mângâi un pic, pentru că e timidă acum. Așa, de final, ok. În momentul în care tu ai mângâiat-o ușor, cartea pe care foarte, ai ales-o, foarte mișto. A găsit-o a doua oră, chiar și legată la ochi. Da, excelent. Și acum merită aplauze, nu? Acum chiar aplauze de la mine, de la colegi, regia, toată lumea. Bogdan, aplauze pentru tine, pentru rățușcă, pentru toate lucrurile minunate pe care le faceți voi. Pe scenă, fie că sunt numere de magie, de teatru, ca actor sau ca regizor. Mii de mulțumiri că ai fost astăzi alături de noi. Te aștept cu mare, mare drag cu alte provocări.